Cerceafurile albe. Tocmai închiriasem casa cuiva plecat în vacanță. Cred că aici, în Statele Unite, îi se zice închiriere pe durata vacanței. Nu am cunoscut niciodată proprietarii casei. Nu am vorbit nici la telefon, nici prin e-mail. Totul fusese gestionat printr-o aplicație online. Era o căsuță cochetă, pe un singur nivel, cu îndeajuns de mult spațiu pentru mine, pentru perioada cât urma să lucrez în acea zonă. Tocmai ce mă acomodam, începând să-mi pun lucrurile într-unul dintre șifoniere, când am observat un teanc de cerceafuri albe, împachetate, în dulapul de lângă living. Nu era nimic neobișnuit în legătură cu asta. Paturile din ambele camere deja aveau lenjeriile puse, așa că eram sigur că acestea sunt în caz că aș avea nevoie să le schimb. Totuși, pe ele se afla o bucată de hârtie împachetată. Era poziționată în așa fel încât puteam vedea că în interior este ceva scris. Am crezut că este un bilet pentru mine, despre cerceafuri, cum să mă îngrijesc de ele sau de alte lucruri din casă. Așa că am deschis-o. În interior am găsit următoarea scrisoare. Cerceafurile albe cu găuri pentru ochi sunt cea mai ușoară metodă de a te preface că ești o fantomă. Scrisoarea m-a neliniștit. În afară de conținut, scrisul în sine era ciudat. Părea inegal. Chiar și așa, nu părea scris de un copil. Am lăsat hârtia deoparte și am desfăcut un cerceaf. Avea decupate două găuri mici, apropiate. Am desfăcut încă unul. Și acesta avea aceleași găuri. Când am ajuns să desfac al treilea cerceaf, deja îmi tremurau mâinile. Mi s-a părut că aud ceva mișcându-se prin casă. Inima a început să mi se zbată în piept, deși eu am rămas nemișcat. După 5 minute în care am stat nemișcat ca să ascult fiecare sunet din casă, am început să verific. M-am dus în fiecare dormitor în parte, în baie, în bucătărie, în zona de luat masa și în living. Am verificat toate dulapurile, cât și sub paturi. Am ieșit până și pe verandă și m-am dus pe ambele laturi ale casei, după care m-am uitat pe chitanța de închiriere și am găsit numărul de telefon al proprietarilor. Am încercat să-i sun, dar nu a răspuns nimeni. Așa că le-am lăsat un mesaj despre cerceafurile din dulap și starea în care se află. Le-am citit până și biletul pe care l-am găsit. Le-am transmis să mă sune cu prima ocazie. Deja mă simțeam mai bine. Mi-am tot zis că, probabil, unul dintre copiii lor a făcut asta înainte să plece. Asta dacă aveau copii. M-am convins că biletul nu părea să fie scris de cineva mai în vârstă. Acel bilet avea ceva aproape primal și cumva baroc. Mai târziu în acea zi, în timp ce scriam un e-mail în dormitorul pe care l-am ales ca spațiu de lucru, am auzit ceva mișcându-se în fața geamului. Părea mult prea mare ca să fie un animal. Am încercat să-l ignor, dar, imediat după, am auzit ceva zgârind fereastra. Nu știu din ce motiv, poate din cauza cerceafurilor și a biletului, mi-am imaginat că este o foarfecă. O foarfecă zgârind geamul. M-am ridicat grăbit de la birou. Am început să formez 911, dar m-am oprit. Nu voiam să implic poliția în cazul în care doar îmi imaginam lucruri. Sau poate era un animal sau o creangă. Iar acele cerceafuri din dulap, probabil, nici n-ar fi trebuit luate în seamă. Am ieșit până afară. Voiam să-mi liniștesc mintea. Dar când am mers în jurul casei, în locul unde ar fi trebuit să fie acel dormitor, am descoperit că nu exista nicio fereastră. Cum putea ceva să zgârie fereastra dacă nu exista niciuna? Și, mai important, cum puteam să mă uit la draperiile unei ferestre care, aparent, nu erau acolo? Eram perplex. Am început să cred că ceva nu este în regulă cu mine. Odată intrat în casă, am mers direct în dormitor și m-am uitat atent la draperii. Le-am tras deoparte și am ridicat jaluzelele. Speram să nu acopere nimic altceva decât un perete gol. Ar fi fost ciudat, dar nu la fel de ciudat ca ceea ce am văzut. O fereastră exista. Eu tocmai fusesem afară, unde era luminos, dat fiind că era miezul zilei. Dar în spatele geamului era doar o negură. Întuneric beznă. Deja eram speriat de-a binelea. Mă pregăteam să-i sun din nou pe proprietari, dacă acel număr era măcar real, când am auzit două ciocănituri.
veniseră din apropiere, de undeva din cameră. M-am întors în loc, am căutat sub pat, am căutat în dulap. Când am dat să închid dulapul, le-am auzit din nou. Părea că vin din spatele peretelui. Sursa sunetului nu putea fi la mai mult de un metru de mine, eu stând în fața dulapului din dormitor. Simțeam că îmi e greu să respir. Mi-a scăpat telefonul din mână. L-am ridicat de pe jos. Două ciocănituri. Din nou. Sunetul avea ceva în plus. Ceva ce simțeam că trebuie să evit. Erau cumva ascuțite, ca niște scrijelituri, ca cineva ciocănind cu o pereche de foarfeci sau... Mi-am aprins lanterna telefonului pentru a mă uita mai bine în dulap. Am văzut ceea ce părea să fie o ușă în spatele rafturilor. Am scos rafturile, care au ieșit parcă prea ușor, și nu înțeleg de ce nu am decis să părăsesc casa în acel moment. Dar trebuia să văd. Dacă găseam un animal închis, atunci nu m-aș fi făcut de râs dacă sunam după ajutoare. Ușa nu avea clanță, dar când am împins-o, a căzut ca o bucată grea de lemn stratificat în întunericul de după. Aerul s-a umplut de praf și de un miros bizar. M-am simțit ca și cum aș intra în camera unui templu. Am luminat în interior cu lanterna telefonului și am văzut o întreagă cameră, ca un al treilea dormitor, doar că nu era mobilat. Nu era nimic acolo, în afară de moloz și probabil deșeuri de la șobolani, cu excepția... Într-unul din colțurile camerei în care mi-am îndreptat lanterna, am văzut o persoană stând în picioare. Am bănuit că este o persoană, deoarece ceva purta unul dintre acele cerceafuri albe cu găuri pentru ochi. Sun la poliție, am zis. Chiar acum! Dar știam că, pentru a putea apela, ar trebui să opresc lanterna telefonului. Mă holbam intens la acea siluetă, încercând să-mi zic că este doar un obiect. Un simplu obiect acoperit cu acel cerceaf. Când am observat două proeminențe în vârful capului. Cerceaful stătea cumva atârnat de ele. Nu știu de ce, dar acest lucru m-a făcut să pășesc un pas mai aproape. Am mutat lumina lanternei de sus până jos de-a lungul siluetei. M-am oprit o secundă asupra tălpilor care ieșeau de sub cerceaf. Nu păreau umane. Erau despicate, ca niște copite. Amintindu-mi de bilețel și de modul în care zicea că este ușor să te prefaci a fi fantomă, mi-am amintit și de ceea ce mi-a zis o prietenă religioasă mai de mult. Mi-a zis că era imposibil ca fantomele să existe, pentru că spiritele oamenilor se duceau ori în rai, ori în iad. Dacă ar exista spirite pe pământ, cel mai probabil ar fi demoni, iar unii dintre ei s-ar putea preface că sunt fantome din cine știe ce motive. M-am întors în loc și am fugit. Am auzit mișcarea în spatele meu. Nu m-am uitat înapoi. Indiferent de cum am reușit să ajung la mașină, nu m-am mai gândit. M-am urcat la volan și am fugit ca un liliac ieșind din iad. Cumva am reușit ulterior să-mi fac destul curaj să mă întorc să-mi iau lucrurile. Nu am mai văzut pe cine sau ce era acolo când m-am întors, dar nu mi-am permis să-mi pun întrebări. M-am concentrat pe a-mi lua lucrurile cât mai repede și a pleca. O perioadă am încercat să uit. N-am mai încercat să contactez proprietarii casei pentru a-mi restitui banii. Nici n-am sunat la poliție. N-am lăsat nici măcar o recenzie negativă. Nu am vrut să zic nimănui despre asta. Nu voiam să atrag niciun fel de atenție nepotrivită. Dar astăzi, la aproximativ o lună și jumătate de atunci, în timp ce mă uitam la televizor, am auzit ceva mișcându-se greoi prin casă. Părea să vină dinspre dormitor. Când m-am ridicat să verific, am observat că dulapul din living era deschis. M-am dus până la el. Înăuntru era un teanc de cerceafuri albe, simple, care nu fusese acolo niciodată. Le-am despachetat, unul după altul. Toate aveau găuri decupate pentru ochi. Salutare! Sper că ți-a plăcut povestea. Dacă da, nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Da, și să nu uiți de clopoțelul pentru notificări, dacă vrei să fii la curent cu poveștile pe care le voi mai posta. Până data viitoare, ai grijă și nu uita!
Nu poți ști niciodată ce se ascunde în întuneric.